Informație de ultim moment, Alina Bica scapă de arestul la domiciliu, va fi sub control judiciar în dosarul Bica 2 și s-a luat o decizie și în privința lui Adrian Videanu. Colega mea, Andreea Traicu, vine cu detalii. Andreea, te rog. Bun găsit! În ceea ce privește pe Adrian Videanu, acesta poate părăsi România în perioada 17-22 iunie pentru a merge la Târgul de Marmură, așa cum, cum a cerut instanței de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe de altă parte, și în ceea ce o privește pe Alina Bica, aceasta a avut astăzi o hotărâre favorabilă, în sensul în care a reușit să scape în acest dosar de măsura arestului la domiciliu. Vă reamintesc că Alina Bica este cercetată în două cauze, este judecată în două dosare instrumentate de Direcția Națională Anticorupție, care în acest moment sunt pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, dosarul în care tocmai s-a dispus măsura controlului judiciar în cazul Alinei Bica, este în faza de judecată, astfel că cel mai probabil la următorul termen va începe judecata propriu-zisă. Mai este vreun dosar în care Alina Bica are vreo măsură preventivă în acest moment? De asemenea, există un alt dosar, cel în care fosta șefa DICOT a fost arestată preventiv pentru prima dată, practic prima anchetă deschisă pe numele Alinei Bica, și în acea cauză are măsuri preventive dispuse de Înalta Curte de Casație și Justiție. În cazul în care în ambele dosare, care se află în stadiu de judecată în acest moment, va reuși să scape de măsurile preventive, în special de arestul la domiciliu, ei bine, atunci acest arest nu se va scădea din pedeapsa finală în cazul în care instanța va pronunța decizii definitive de condamnare.